Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare. Încerc să fie cât mai scurtă pentru cei cu soarele lună, Venus, ascendentul în nord, în fecioară. În timp ce am amestecat cărțile, a vrut să se arate eremitul, dar invers. Încă sunteți în căutare, unii dintre voi, dar vreți să ieșiți din însingurare, vreți să ieșiți din întuneric. Vă doriți să ieșiți dintr-o tăcere, poate e tăcere între voi și cineva și vreți să exprimați ceva? Că tot e Mercur retrograd, așteptați niște vești, eventual, rămâne de văzut. Da, e o așteptare. V-ați sătura să așteptați. V-ați sătura să așteptați. Încercați să vă păstrați echilibru, dar există niște suferințe emoționale, niște regrete. Sunteți în tăcere. Cineva s-a îndepărtat de voi, voi v-ați îndepărtat de ei. E o tăcere între voi și un personaj. Împărăteasa, Taur sau Balanță. S-a îndepărtat de voi și așteptați, probabil. Hai să vedem. Soare, luna, Venus, ascendentul în nord, în fecioară, sfârșit de decembrie 2021. Hai să tăiem cărțile. Regele de spade, magicianul, cavalerul de monede, 8 de bâte. Hai să pun și 3 de bâte, că așteptați. La capătul setului de cărți, 10 de... Nu e 10 de, este roata norocului, Ela. Este roata norocului. Vă doriți să schimbați energia, să vă bucurați de viață, de prieteni, de sufletul vostru pereche. Vă doriți. Dar... Între voi și un fost... Fostă prietenă. Există tăcere. Există o stagnare între voi și o persoană din tinerețe, din copilărie, un fost, o persoană dragă. Există tăcere și în singurare. În fine. Și vreți să schimbați această energie, vreți să vă bucurați, vreți să vă întâlniți unul cu celălalt, eventual. Dacă nu cu acel personaj, cu alte personaje care vă aduc bucurie. Pentru unii, da. În prezent aveți regele de spade, magicianul, cavalerul de monede și 8 de băte. Urma de 3 de băte. Vreți să faceți o călătorie până la sfârșitul anului, poate să vă întoarceți în țară? Unii dintre voi, posibil. Sau veniți și pe urmă plecați iar, variază. Regele de spade și magicianul sugerează cineva, un personaj cu marcaj puternic în semnul gemenilor. Dar încercați să, dacă sunteți voi, încercați să fiți, să vorbiți mai puțin și să manifestați mai mult, să vă faceți un plan cum să vă adunați toate resursele ca să puteți să manifestați o transformare, o restabilizare a voastră și eliberarea cu 8 de băte, eliberarea dintr-o direcție care s-a manifestat, să zic, cu o viteză destul de înceată și vreți să accelerați viteza într-o nouă direcție, peste hotare, peste un drum, către cineva, așteptați pe cineva sau vreți să mergeți, să scurtați voi drumul. Pentru că lucrurile se dezvoltă foarte greu între voi și cineva. Dar ca să avansați, aici vreau să ajung, trebuie să aveți toate resursele ca să se manifeste lucrurile. Altfel, dacă nu aveți toate resursele, lucrurile se dezvoltă greu. Și la acest lucru meditați și încercați să vă faceți planuri. Sper că am fost înțeleasă. Dar mai vedem și la clarificări. Ia uite, la capătul setului de cărți, steaua. Vreți să vă vindecați de niște conflicte. De niște conflicte, dragii mei. Hai să vedem. Clarificăm pentru fecioară cărțile care au apărut. Fecioară, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Sfârșit de decembrie 2021. Uf, ce apare moartea? Dar sunt două cărți. Moartea și valetul de cupe.
Pești scorpion, dar nu neapărat. Comunicarea cu cineva poate să transforme viața celuilalt. Acum, în ce sens transformă? Rămâne de văzut, pentru că nu știm direcția în care se va manifesta cel care se transformă. În ce sens? Ce vreau să zic? Că moartea aduce, da, ori raiul, ori iadul, da? Pentru unii, depinde cum s-au purtat. În acest motiv nu știm. Este o surpriză, este un mister. Moartea în sine este un mister, da? Și atunci, voi puteți să vă duceți să exprimați emoțiile cuiva, să declarați o dragoste și să nu iasă nimic. Sau să începeți ceva nou. Total diferit și frumos. De-aia zic, este o surpriză. Dar hai să vedem, am văzut și Mare Preot. Patru de cupe. Mai amestec o dată. O dată. De două ori, Fecioară. De trei ori, Soarele, Luna, Venus, Ascendentul, Lunul, Fecioară. Tai. Să clarificăm cărțile. Hai să vedem. Regele de spade. Ia uite! Șase de cupe. 10 de monede. Și 3 de monede. O regere de spade, geme, balanță, vărsător. A pus capăt relației cu voi, ori voi puneți capăt relației cu ei. Clar. Dacă s-a mai dorit o împăcare din partea unuia, s-a dorit manifestarea împăcării. Posibil. Unii să vă doriți împăcare sau ei să-și dorească împăcare cu magicianul și șase de cupe. Lucrurile se dezvoltă greu pentru că există, se dezvoltă greu din cauza acestor tradiții, a culturii, a familiei. Poate unul e căsătorit, poate celălalt nu e căsătorit, dar e o diferență de eventual de financiară, de cultură, de educație. E o diferență. Altfel, de ce s-ar dezvolta lucrurile așa de greu? Asta în cazul în care vreunul dintre voi a mai dorit împăcarea. Însă 8 de cupe și 3 de monede sugerează că vrei să vă reconstruiți, vrei să mergeți mai departe. În ce direcție, dacă... Interesant. Vreți să vă schimbați norocul? Interesant, poate cineva cu această moarte și regele de spade poate să fie un doctor sau cineva din armată, da? Cineva care a murit din probleme de sănătate sau altfel de probleme, da? Regele de spade și moartea. Și atunci, după această moarte, după acest final cu cineva, variază, da? Să vă doriți să manifestați un suflet pereche care vă alină, vă susține, cu care puteți să creați o nouă familie. Și pentru asta vă doriți să vă reconstruiți viața și să mergeți eventual mai departe, să comunicați la distanță. E o relație online cu cineva, poate v-ați întâlnit cu cineva online și vreți să mergeți mai aproape, să fiți împreună. Să schimbați energia, să atrageți aceste oportunități mai aproape. Interesant că aveți de două ori, ați văzut de două ori roata norocului, da? Trei de monede și trei de cupe aici. Aici este. Să munciți ca să vă puteți bucura de un alt suflet. Unii dintre voi, asta e, dacă ați pierdut pe cineva sau dacă ați pus capăt unei relații, repet, vreți să manifestați o altfel de relație, de la suflet la suflet, dar și profundă, da? Dar și practică, în care să creșteți amândoi. Trei de monede crește, opt de bâte crește, tinde către cât mai sus, da? Și pentru acest lucru trebuie să sperați în continuare, trei de bâte, eventual să faceți o călătorie, vă faceți planuri, cum să lăsați în urmă trecutul și să vă orientați către viitor, către schimbarea
Unei noi direcții. Da, uite, s-o luați de la zero, da? Asta a venit după roata norocului, s-o luați de la zero. Interesante cărți. La capătul setului de cărți, aici, 4 de cupe, da. Vreți să renașteți. Vreți să renașteți. Și să nu pierdeți. Cu alte cuvinte, să nu pierdeți oportunitatea sau oportunitățile care vor mai veni, șansele la fericire, la dragoste, la vindecare, stând în această energie a trecutului, a regretelor, a lacrimilor. Și e bine dacă vreți să renașteți. Dar sunteți conștienți unii dintre voi că trebuie să manifestați. Și ce înseamnă manifestare? Să ai toate resursele, inclusiv să acționezi, inclusiv să ai o oarecare stabilitate fizică, să ai comunicare, să ai sufletul plin de dragoste, da? Și credință în Dumnezeu. Cam asta este. Și e bine. E bine. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut și au fost vești interesante. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup la mulți ani. Numai bine. Sărbători fericite, Crăciun fericit!